Partea centrală a sărbătorilor Iașului, organizată anual în luna octombrie, debutează în forță joi, 8 octombrie 2015, sub semnele generoase ale diversității, tinereții și parteneriatului instituțional și de suflet cu orașele Cernăuț și Chișinău. Astfel, în perioada 8-14 octombrie 2015, în Piața Națiunilor este organizat Student Bazaar Culture, o serie de evenimente dedicate publicului pasionat de multidiversitate în cultură și gastronomie. Acesta este un spațiu inedit amenajat pentru a stimula interacțiunea ieșenilor cu studenții români și străini. Aici este amplasat un cort profesional de 1600 de metri pătrați, în care se va amenaja o scenă cu sunet și lumini, dotată cu ecran de videoproiecție de mari dimensiuni, spații de prezentare, degustare și vânzare de mâncăruri și băuturi din diverse colțuri ale lumii, podium cu scaune pentru public, 1500 de locuri la mese și numeroase alte facilități. Organizatorii promit ieșenilor și tuturor celor care ne vizitează orașul 7 zile de distracție și specialități culinare, peste 20 de mărci de bere, precum și vinuri și băuturi răcoritoare, totul la prețuri studențești. Zilnic vor avea loc spectacole de muzică cu formații locale și naționale, muzică electronică, proiecții de filme și de spectacole celebre de muzică din lume, show-uri de gastronomie și prezentări studențești. Primul eveniment major va fi astăzi, 8 octombrie, de la ora 21:45, meciul de fotbal România-Finlanda, proiectat pe ecranul uriaș din cort. Accesul la evenimentele din Student Bazaar Culture este gratuit.